Din nou în direct, doamnelor și domnilor, urmăriți emisiunea Sănătate înainte de toate, iar în ultima parte a emisiunii am reinvitat alături de noi o prietenă a emisiunii, o femeie de succes care conduce o firmă de produse naturiste din Buntești-Bihor, firmă ce a reușit să treacă cu brio proba timpului datorită produselor de calitate pe care aceasta le fabrică. Este vorba, doamnelor și domnilor, despre doamna Ani Bonchiș, manager general. Bună ziua, doamna Ani! Bună ziua! Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre! Bine v-am găsit! Dragilor, încă de la începutul acestei părți vreau să vă anunț că pe micul ecran este afișat un număr de telefon 0736 502 479, număr prin intermediul căruia puteți interveni în legătură directă cu noi sau ne puteți trimite mesaje la același număr de telefon, bineînțeles. De asemenea, adresa noastră de Facebook, Sănătate înainte de toate, vă stă și ea la dispoziție pentru opinii și sugestii. Doamna Ani Bonchiș, știu că acum sunteți prezentă tot timpul la Eforie Nord și vreau să le spuneți telespectatorilor unde vă pot găsi mai exact, fiindcă suntem în plin sezon estival, iar în această perioadă turiștii sunt într-un număr foarte mare acolo la Eforie Nord. Da, suntem la Eforie Nord pe perioada căldurii, pe perioada verii, până prin luna septembrie. Suntem prezenți în două puncte la Eforie Nord. Turiștii ne poate căuta și din alte stațiuni și nu numai din Eforie Nord. Avem toată gama de produse. Pot să vă spun că prețurile sunt chiar acceptabile. Sunt mai mici decât prețurile noastre. Deci cumva așa, ați făcut o reducere, dacă tot este vară și sunt o mulțime de reduceri și dumneavoastră v-ați adaptat pentru ca toți turiștii să aibă posibilitatea să achiziționeze produse de la familia Bonchiș. Exact, asta vă spuneam, ce aș vrea să punctăm în această perioadă. Afecțiunea bolilor de piele, pentru că razele solare vin și ele cu anumite explozii, dau anumite afecțiuni de piele, cutanate sau nu, sunt sub formă de pete roșii, mai puțin sau mai mult grave. Pentru această afecțiune avem un ceai foarte bun, Dermoplant, și o alifie de mărul lupului cu gălbenele. Deci acestea sunt nu numai de la bune pentru afecțiunile pielii produse de razele solare, ci și pentru toate bolile de piele. Pentru arsurile solare aveți alte produse sau pot fi folosite aceleași produse destinate acestor afecțiuni neplăcute localizate la nivelul pielii, fiindcă știm cu toții că aceste raze într-o cantitate foarte mare, peste măsură, da, excesivă, sunt dăunătoare, dar cu toate acestea, doamna Ani Bonchiș, vrem să avem un bronz perfect. Exact. Când ne reîntoarcem, vrem să fim recunoscuți că am mers la mare și de cele mai multe ori, așa cum am spus, ne pricopsim și cu aceste afecțiuni nedorite la nivelul pielii și ce avem de făcut, mai ales că sunteți prezente la Eforie Nord. Dragilor, dăm fuga la magazinul doamnei Ani Bonchiș și acolo doamna Ani Bonchiș cu siguranță ne va da un produs special, un produs miraculos care să ne ajute în această problemă. Da, noi de fapt recomandăm persoanelor să le o folosească chiar și înainte de a se expune la soare, pentru că ajută și la bronzat și este tot timpul pielea protejată de razele solare, de apa mării. Știm că orice apă odată sau piscine, dacă se încălzește, acolo au loc și dezvoltarea bacteriilor, a ciupercilor, care sunt boli destul de grave. Și nu numai de piele, ci și genital din cauza
apei de la piscine, anumite piscine. Ori dacă ne dăm într-un strat foarte subțire cu această cremă, reușim să evităm aceste ciuperci și bacterii. Așa este, care cu toții, sunt, bineînțeles. Cu toții ne ferim în această perioadă, doamna Ani, de aceste bacterii. Exact. Mai bine decât să avem probleme cu ele, mai bine să prevenim această problemă. Și așa cum am zis, mă bucur că familia Bonchiș are produse destinate acestor afecțiuni, produse care ne ajută, produse din plante, produse lipsite de contraindicații. Foarte mulți turiști, doamna Ani Bonchiș, au probleme cu indigestia. Mulți poate sunt obișnuiți să mănânce gătit, venind la mare poate nu mai au chiar toți această posibilitate, mănâncă pe unde apucă, fiindcă nu toți turiștii, doamna Ani, achiziționează un pachet de vacanță cu tot cu mâncare inclusă. Da, și așa este destul de greu în zilele noastre să ne permitem să ajungem pe litoral, nu toți o ducem foarte bine cu banii și probabil din această cauză își achiziționează, să spunem, micul dejun și, bineînțeles, cazarea, iar la prânz și seara, doamna Ani, mănâncă pe unde pot. De multe ori apare această indigestie. Ce putem face dacă ne-a luat indigestia în timpul concediului? Acum, ce produse folosim? Indigestia poate să apară nu numai la persoanele care ies în concedii, dar în special acestea sunt cam afectate de această indigestie, pentru că mănâncă la terase, mănâncă la diferite fast food-uri, ori mâncarea nu este chiar 100% igienic, exact cum o pregătim și noi în casă. Dar tot la fel putem să pățim și noi mâncând mâncarea gătită în casă, pentru că ne aprovizionăm din comerț, carnea nu este de cea mai bună calitate, din păcate, în perioada verii. Și atunci, bineînțeles că este foarte bine să ne protejăm de aceste indigestii și toxi-infecții alimentare. Noi recomandăm cu un mare succes și 100% cu real succes tinctura de ghințură și ceaiul ficat fericit și bilă harnică sau ceaiul pansament digestiv. Trebuie să le achiziționăm împreună sau putem să achiziționăm și doar una dintre ele? Nu știu, punem tinctura de ghințură în ceaiul destinat ficatului, luăm tinctura de ghințură aparte, ceaiul aparte, se poate, cum facem? Se poate lua și aparte, dar noi le recomandăm împreună. Întotdeauna tincturile grăbesc efectul ceaiului. Ori tinctura de ghințură se poate lua și simpla, pentru că este cu efectul foarte rapid, este cu un efect imediat. Noi recomandăm să se consume în special de cei care ies la terase, la restaurante, care au obiceiul de a mânca în oraș, înainte de a consuma aceste alimente, să ia câte cel puțin o lingură de tinctură de ghințură, pentru că este fantastică pentru a proteja bacteriile, microbii din alimente și așa mai departe. Credeți că pe timpul verii, doamna Ani Bonchiș, consumul de ceai ar trebui să crească? Cu siguranță. Cu siguranță, deși, din păcate, consumul de ceai uneori scade în timpul verii, dar este un moment prielnic pentru a mări cantitatea de ceaiuri. Pentru că la noi nu sunt numai așa zisele ceaiuri. Ceaiurile sunt din anumite plante simple, cum ar fi sunătoare, mentă și așa mai departe. La noi sunt tratamente naturiste, combinații de la 11-12 plante până la 20, 30, chiar 40 de feluri de plante care ajută strict pe boala respectivă, pentru că bolile sunt diverse în organismul uman. Dar pe timpul verii, așa, cam ce ceai ar fi bine să consumăm? Fiindcă până la urmă, doamna Ani Bonchiș, nimeni nu-i pe deplin sănătos. Exact, cel care se consideră, să spunem, sănătos, poate că are boli de care nu știe. Așa cum a spus, consumul de ceai ar trebui să crească și este binevenit oricum. Oricând, ce ceai putem lua de la farmacia familiei Bonchiș, exact, și așa și cum din îmi place mie din să spun, doamna Ani. Putem să luăm și chiar recomandăm să luăm ceaiul Dermoplant. Este un ceai
depurativ, eliminând toxinele din sânge, eliminând toxinele din întreg organismul, ceai imunoplant, ceaiul ficat fericit și bilăharnică pentru protejarea ficatului, pentru că știm că ficatul are un rol extraordinar în organismul nostru, exact, în organismul este, uman. Este uzina corpului și îndeplinește cu succes peste 500 de funcții, iar când această uzină dă semne că s-ar strica, într-adevăr, este o mare problemă, trebuie să facem tot ceea ce ține de noi pentru a asigura o bună funcționalitate a acestei uzine. Da, de asemenea, putem să recomandăm cu un succes fantastic și ceaiul Renoplant. Rinichii, de asemenea, au o importanță extraordinară în organism, pentru că știm, filtrează sângele, elimină toxinele toate din sânge, acești rinichi, iar din cauza rinichilor putem să ne îmbolnăvim inima, hipertensiunea arterială, de asemenea și colesterolul. Deci asta este filtru a organismului, a sângelui, odată ce este, filtrează sângele. Acest ceai se poate bea și chiar recomandăm în cantități mari, ori toate persoanele acum tinde să iasă la bere, la anumite lichide alcoolice, nu este la recomandat. La serate de vară, exact, să le zicem. Chiar nu recomandăm și în special în perioada verii să se consume băuturi alcoolice. Pentru că știm, se evită cafeaua, băuturile alcoolice pe perioada verii, chiar și băuturile carbogazoase. Nu facem altceva decât să îmbolnăvim atât organismul cât și colonul cu aceste băuturi alcoolice pe timpul cald. Chiar și înghețata se evită pe timpul cald, se topește puțin, după aceea începem să o consumăm. Exact ce îmi place mie cel mai mult, doamna Ani, bonchiș, înghețata. O topiți puțin și pe urmă exact, o poate consumați. Mă abțin de la celelalte dulciuri, încerc să mă abțin, dar înghețata pe timpul verii, da, de asta vă spun, este chiar este un moment binevenită, da. Dar de acum o să aștept să se mai topească puțin, o să vă urmez sfaturile, fiindcă știu că sfaturile dumneavoastră sunt foarte bune. Acum să știți că avem un telefon, un telespectator sau o telespectatoare vrea să intervină în legătură directă cu noi, așa că eu spun să auzim cine este la capătul celălalt al firului. Alo, bună ziua! Bună ziua! Cu cine avem plăcerea? Aveți plăcerea cu Cosma Cornelia Nina dintre Zoele Zâmbovița. Doamna Cornelia, de ce ați dorit să interveniți în legătură directă cu noi? Am luat un ceai dezrăbit eu. Ceai dezrăbit? Da. Ați fost pe litoral sau urmează să mergeți? Ce ați spus? Ați fost pe litoral până acum sau urmează să mergeți? Nu. N-am fost, urmează să mergem la mare. Înseamnă că vreți să fiți un fel de sirenă când o să ajungeți pe litoral, vă pregătiți intens. Da. Și ce părere aveți despre ceaiul deslăbit al familiei Bonchiș? V-a ajutat? Câte kilograme aveați înainte? Câte kilograme aveți acum? Mai consumați acest ceai? Vă ascultăm. Da, am avut 91 de kilograme și acum am 76. Aveți 70 și? 76. Ați slăbit 15 kilograme. Da. În cât timp? Aproximativ două luni. A fost bine? A fost normal să bine. Slăbești în două luni? Da. Sigură, 9 kilograme? Este normal, da. Sunt persoane care... 15, doamna Anică. Doamna ne-a zis că 91 de kilograme. 91, are 76, deci a slăbit. Probabil că a asociat kilograme cu regimul alimentar și este bine, pentru că... Da. Normal că trebuie să schimbi și un pic stilul de viață. Arderile nu au loc și reglările metabolice în prezența grăsimilor, cele saturate mă refer, și atunci trebuie evitate în această perioadă în care se urmează cu produsele noastre. Ce înălțime aveți, doamna Cornelia? 1,60. A, trebuia să slăbiți neapărat. Acum mai consumați ceaiul doamnei Bonchiș? Nu. Nu mai consumați, dar sunteți foarte mulțumită. Da, eu știu, doamna Ani, ar trebui, eu știu, după o lună, două, să încerce să reia, pentru a fi sigură. Știți că de obicei, după ce slăbim,
organismul încearcă să refacă acele depozite de grăsime tocmai pentru a împiedica acest lucru, să nu se trezească că o să pună așa dintr-o dată. Noi din această cauză de regulă întrebăm pe toți pacienții ce greutate, ce vârstă, ce înălțime au și noi suntem cei în măsură care să le recomandăm câtă perioadă să ia. Dar 3 luni să ia fără nicio excepție, pentru că numai așa poate să revină reglarea metabolismului la normal, fiind o cură mai îndelungată. Nu ai cum într-o lună de zile, pentru că nu sunt medicamente de sinteză, sunt tratamente naturiste și lucrează în timp. Dar ăsta nu ajută numai la a slăbi o persoană, ci și la circulație. Celulita reglarea se mai duce? Păi, odată ce mâncăm și sănătos și dăm din greutate, normal că se duce și celulita cu un pic de masaj, cu o alimentație sănătoasă și de ce să nu spunem și un pic schimbarea stilului de viață. Da. Doamna Cornelia, da. Dar cum de ați aflat de ceaiurile acestea de slăbit? De la dumneavoastră, de la emisiune, de la ETO. Foarte bine, să vă uitați în continuare la noi, știți? De luni până vineri, de la 16:30 la 18, noi suntem aici pentru dumneavoastră, telespectatorii noștri fideli. Deci, pe ansamblu, să spunem așa, doamna Cornelia, aveți o părere foarte bună despre foarte produsele bună. Familiei Bonchiș. Am luat și pentru soacra mea de fiere, pentru piatră la fiere, s-a simțit foarte, foarte bine. Ne bucurăm. Da, foarte bine s-a simțit din ceaiul pentru piatră la fiere. Da, ne bucurăm foarte mult, ceea ce înseamnă că toate produsele doamnei Ani Bonchiș, dar și a domnului Ioan Bonchiș, alias șamanul din Bihor, sunt extraordinare. Așa că, dragilor, dacă aveți probleme de sănătate, încercați remedii naturiste și puteți începe chiar cu produsele familiei Bonchiș. Doamna Cornelia, vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de noi. Vă doresc sănătate multă și când o să mergeți la mare, să vă bucurați de noul dumneavoastră corp. O zi frumoasă în continuare. La revedere, la revedere. Da, ați făcut o persoană fericită, o persoană de care știm. Nu numai o persoană. Știm, fiindcă nu avem posibilitatea, doamna Ani Bonchiș, de a prelua toate apelurile telefonice, așa că cei care au noroc intră în legătură directă cu noi, sună la numărul afișat pe ecran 0736-502-479 și ne spune părerea lui despre emisiune și, bineînțeles, despre produsele cu care vin invitații noștri. Doamna Ani, să ne reîntoarcem la mare, la soare și vreau să-mi spuneți ce recomandați turiștilor care simt așa o stare de oboseală, să spunem, după ce ies din apa mării, îi puteți ajuta pe acești turiști și mai există încă o categorie de turiști care în momentul în care ies pe mal au câte o durere localizată la nivelul membrelor sau în zona cervicală. Cum îi ajutăm? Ce produse le recomandăm, în cât timp își revin cu aceste produse? Da, deci, într-adevăr, sunt și persoane care, datorită stat la soare, corpul știm că acumulează câteva grade, intrând în apă, scade. E, aceste treceri bruște, sigur că creează anumite dureri de spate, spondiloze, lomboșciatică. Le recomandăm cu mare succes loțiunea de untul pământului, cu care se face frecție și masaj cu alifia. Și nu numai persoanele care intră în apă sau ies, pentru că sunt persoane multe, în special la Eforie Nord, care vin la băi reci tocmai datorită durerilor reumatice pentru a-și trata această afecțiune reumatică și dureroasă. Noi recomandăm și antiinflamator, colțul lupului, ceai și tinctură. Aceasta nu este numai pentru că este antiinflamator și elimină și acidul uric. Iată, și aici sunt anumite afecțiuni renale. Ori acidul uric știm că se
instalează la nivelul articulațiilor și creează dureri foarte mari de picioare, articulații și așa mai departe. Deci ca uz intern noi recomandăm colțul lupului ceai și tinctură, iar ca uz extern recomandăm loțiunea și alifia de untul pământului, cu care se va face frecție pentru deschiderea porilor și masaj cu alifia. Deci aici este foarte important să se ia ambele produse ca uz extern, pentru că alifiile întotdeauna închid porii, iar tincturile, aceste loțiuni, le deschid. De aceea se recomandă frecție cu loțiunea și masaj cu alifia. Acesta este un uz intern și cu efectul foarte rapid. Doamna Ani Bonci, și acum este momentul să luăm o mică pauză de publicitate, fiindcă dacă publicitate nu e în televiziune, nimic nu e. Așa că, dragilor, luăm o mică pauză, dar să nu plecați, fiindcă în două minuțele revenim cu doamna Ani Bonci și publicitate. Rosal utilizează substanțe și echipamente performante pentru distrugerea dăunătorilor. Rosal găsește întotdeauna soluțiile potrivite pentru tine. Rosal, creat pentru protecția mediului. Aroma Plant Bonchiș Bihor vă pune la dispoziție o gamă variată de produse naturiste atent selecționate, constând în ceaiuri, tincturi și alifii. Pentru mai multe informații, sunați la numerele de telefon 0722 328 896, 0727 388 679 sau 0359 806 934. De asemenea, site-ul www.aromaplantelorbonchiș.ro, cât și mail-ul aromaplantbonchiș@yahoo.com vă stau la dispoziție. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Prospectul. Aroma Plant Bonchiș Bihor vă pune la dispoziție o gamă variată de produse naturiste atent selecționate, constând în ceaiuri, tincturi și alifii. Pentru mai multe informații, sunați la numerele de telefon 0722 328 896, 0727 388 679 sau 0359 806 934. De asemenea, site-ul www.aromaplantelorbonchiș.ro, cât și mail-ul aromaplantbonchiș@yahoo.com vă stau la dispoziție. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ești înțepenit de spate? Te miști ca un robot? Dezmorțește-te cu RoboFlex. Formula unică Ibusel pe bază de acizi alfa și izoalfa, special creată pentru probleme ale spatelui și coloanei vertebrale. Pentru efecte sporite, încearcă RoboFlex împreună cu Celadrin Extract Forte. Produse disponibile și în farmaciile Catena. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospect. Aroma Plant Bonchiș Bihor vă pune la dispoziție o gamă variată de produse naturiste atent selecționate, constând în ceaiuri, tincturi și alifii. Pentru mai multe informații, sunați la numerele de telefon 0722 328 896, 0727 388 679 sau 0359 806 934. De asemenea, site-ul www.aromaplantelorbonchiș.ro, cât și mail-ul aromaplantbonchiș@yahoo.com vă stau la dispoziție. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Rosal, creat pentru protecția mediului.
Am revenit, dragii mei, suntem împreună cu doamna Ani Bonchi și vorbim despre puterea miraculoasă a plantelor, dar și despre o serie de produse naturiste, produse fabricate în Buntești Bihori, produse testate, produse ce ne pot fi un bun aliat în lupta cu bolile. Nu uitați nici de numărul de telefon afișat pe micul ecran, 0736 502 479, număr prin intermediul căruia, dragilor, puteți interveni în legătură directă cu noi. Doamna Ani Bonchi, și așa cum le-am spus telespectatorilor noștri, în această perioadă din an sunteți prezentă la Eforie Nord pentru a-i ajuta pe cei care au probleme de sănătate, bineînțeles, să-i ajutați prin intermediul produselor naturiste pe care dumneavoastră le fabricați în Buntești Bihor, doamna Ani. Și știți că de obicei lumea care vine la mare este obișnuită să cumpere celor dragi pe care i-a lăsat acasă câte un mic cadou, un mic suvenir. Credeți că un produs naturist, un ceai sau o cremă, poate fi un cadou de bun augur pentru persoana dragă care a rămas acasă? Iau turiștii care vă calcă pragul magazinelor dumneavoastră astfel de cadouașe pentru cei dragi? Da, să știți că chiar iau aceste produse persoanelor dragi, prietenilor, colegilor și nu numai. Chiar ieri o persoană, ieri luase 12 alifii. Spuneau că toate sunt pentru cadouri de la mare. Și dacă avem bunici, persoane, mame, părinți care sunt persoane vârstnice, chiar este un cadou binevenit și plăcut. Și cu cât drag va fi atunci când îl va folosi și vede că este de un real ajutor în ceea ce privește sănătatea. Pentru că sănătatea este mai importantă decât absolut tot pe lumea asta. Într-adevăr, la dumneavoastră, la magazin, există produse pentru toate buzunarele, fiindcă aceste produse, deși sunt unele extraordinare, unele cu beneficii multiple, au și prețuri acceptabile, nu trebuie să facem un mare efort pentru a achiziționa un produs de la familia Bonchi, și așa că, dragilor, stați liniștiți, cu siguranță vă veți permite aceste produse de calitate superioară. Doamna Ani Bonchi, și mulți telespectatori ne scriu în redacție și ne spun că ar dori să vadă live, să vadă aceste plante care sunt puse în compoziția acestor produse naturiste, aceste plante miraculoase, plante cu care au o forță extraordinară de vindecare. Și vreau să le spuneți, dacă tot ați venit la noi în emisiune, să le spuneți celor de acasă, pot veni ei la familia Bonchi, bineînțeles, cum pot ajunge la familia Bonchi? Și poate foarte mulți telespectatori care ne privesc în acest moment stau tot pe acolo, prin orașe sau prin apropiere de dumneavoastră, le puteți pune la dispoziție, eu știu, o seră, sau să vadă omul pe viu plantele, doamna Ani Bonchi, care le puneți în compoziția produselor. Oră, să vadă și omul cum arată, sigur, limba cerbului, bineînțeles, cum dar arată, și eu știu, altă plantă. Noi am venit de foarte multe ori în emisiunea dumneavoastră chiar cu plantele verzi și în special cu limba cerbului, care știm că se recoltează în perioada iernii. Deci limba cerbului este culeasă în ianuarie, februarie. Și soțul meu a venit de nenumărate ori în emisiune cu această plantă, cu limba cerbului, de exemplu cu leurda, care se recoltează primăvara de vreme, această plantă leurda. Domnul Ioan Bonchi este prezent și dânsul la Eforie sau l-ați lăsat acasă să aibă grijă de fabricuța, da, de produse este naturiste? Acasă, dar asta nu înseamnă că nu vine și își face și el un concediu, că este foarte normal. Deci, persoanele care vor să-l cunoască
și pe domnul Ioan Bonchiș, alia șamanul din Bihor, dragii mei, așa cum vă este cunoscut tuturor, îl pot vedea și pe dânsul la Eforie Nord, da, atât da. Domnul Ioan Bonchiș, cât și doamna Ani Bonchiș sunt acolo pentru ca să vă ajute pe dumneavoastră, cei care aveți nevoie de sfaturile, dar și de produsele familiei Bonchiș. Acum, doamna Ani, să știți că avem un alt telefon și fiindcă sunteți o prietenă dragă mie, fiindcă sunteți o prietenă a emisiunii Sănătate înainte de toate, vă las pe dumneavoastră să vorbiți cu următorul nostru telespectator sau cu următoarea noastră telespectatoare, așa că spuneți dumneavoastră bună ziua și vedeți sigur cine, da, și auziți mai bine zis, da, cine este alo, la bună capăt ziua. Celălalt ar fi. Alo, bună ziua! Bună ziua, doamna! Doamna Bonchiș! Da, vă rog! Am luat produse de la dumneavoastră. Am suferit foarte mult, am tușit foarte mult timp. Ne bucurăm! Am auzit la televizor de anumite produse pentru tus, pentru reumatism. Am luat năpraznicul. Am voie să spun? Sigur că da. Pentru ce anume l-ați luat? Da, am luat năpraznicul pentru tusă, afecțiunea afecțiunile plămâni. Pulmonare. Da. Și am luat și tintura din năpraznic. Da. Și vă pot spune că în 30 de zile nu mai am niciun pic de tusă, nu m-am mai înțeat în plămâni. Cât timp ați urmat produsele noastre? Am luat 30 de zile, doar două o lună. Curi. Aha, de în două tranșe, câte 30 de zile. Și acum, da, cum vă simțiți? Mă sunt foarte bine și vă mulțumesc foarte mult că ați ieșit în calea noastră. Doamne ajută, ne bucurăm că v-am putut ajuta și să vă fim de folos. Și am luat și crema de reumatism cu untul pământului. Deci ați folosit și alifia. Da, da, da. Pentru. Mă durea enorm genunchii. Așa, și acum? Și acum... Nu pot să vă mulțumesc dumneavoastră și lui Dumnezeu. De unde cât sunteți, doamna? De bine. Vă mulțumim tare frumos că ați venit în calea noastră cu atâtea medicamente bune. De unde sunteți? Sunt din Moinești, Bacău. Doamna e din același oraș, da, cu mine. De la nu dumneavoastră. Pot să cred. Doamna, sunteți din același oraș cu mine? Da? Da. Din Moinești, Bacău? Suntem moineștenci amândouă. Da? Da? Da. Mă bucur să vă am în această zi în legătură directă cu noi. Și-o rugate, doamna Bonchiș, să mai descopere și alte medicamente și pentru alții. Păi avem pentru toate afecțiunile. Noi, în momentul când suntem contactați telefonic, sigur că n-avem cum să discutăm într-o emisiune despre toate produsele noastre, da, dar fiecare poate să spună problemele cu care se confruntă, problemele de sănătate și atunci sigur că le vom putea recomanda ceea ce are nevoie. Da, 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 da. Noi atâta, eu atât vă pot mulțumi. Cu multă plăcere. Vă mulțumim din suflet că ați intervenit în această zi în legătură directă cu noi și vă dorim sănătate multă. Doamne ajută, numai sănătate bine. Sănătate multă, o zi frumoasă în continuare. Doamna Ani Bonchiș, înaintea telespectatoarei noastre, vorbeați de planta limba cerbului și vreau să le spuneți celor de acasă în ce afecțiuni pot fi folosite produsele care au în compoziție această plantă. Da, limba cerbului se poate și se folosește ca o plantă simplă, dar în combinație cu tinctura de ghințură. Aceasta are rolul de dizolvare și eliminare a pietrelor de la fiere. Deci nu prezintă niciun pericol pentru că această plantă nu elimină, ci dizolvă sub formă de particule foarte fine de praf și se elimină prin canalul coledoc. De aceea noi recomandăm să se ia 3-4 luni de zile chiar, după care se va face niște analize și va vedea persoanele respective dacă mai este sau nu mai este nevoie. Pentru că fiere are un rol important pe lângă ficat în organismul nostru și este păcat să le scoatem când le putem trata și să le și tratăm sănătos.
Deci este important felul în care încercăm să ne tratăm sănătatea. Nu e tot una când ne tratăm chimic sau alopat sau pe cale naturală. Da, avem încă un telefon, de această dată îl preiau eu pe domnul, așa că zicem din nou bună ziua. Alo, bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți? Blagoev Dragan. Cum? Blagoev Dragan. Bună ziua, ne face o deosebită plăcere că ați intervenit astăzi în legătură directă cu noi. Spuneți-ne cu ce aveți probleme sau cum vă poate ajuta invitata mea, doamna Ani Bonchiș, fiindcă bănuiesc eu că ați sunat pentru produsele familiei Bonchiș. Da, eu am folosit produsele familiei Bonchiș, că tot de la emisiunea dumneavoastră am aflat de dânsii. Și le-am folosit cu foarte mare succes, am avut la vezica urinară. Și na, după ce am fost operat, că încă n-am știut de dânsii, și eu sunt cadru medical, chiar dacă nu sunt uman, sunt veterinar, tot cam pe acolo suntem. Așa este. Ideea este că foarte mulți medici umani, dar nu prea cred în medicina asta alternativă, să zicem așa. Ba da, sunt care și cred. Da, sunt și care și cred. Cred, sigur, și chiar le folosește produsele naturiste. Așa este, pentru că chiar știu recomandă ce reacție... bolnavilor aceste produse naturiste, fiindcă nu au ce să facă rău, doamna Ani Bonchiș, n-au ce să facă rău aceste produse naturiste. Te pot ajuta. Sunt din plate, n-au contraindicații, așa că le putem lua cu toată tragerea de inimă. Vă ascultăm! Mie mi-a recomandat doamna Bonchiș, dar și cu domnul Bonchiș am vorbit, cu soțul dânsei, ceaiul de spânz. Că s-au descoperit niște regiuni. Și am văzut, așa, soția mea, de fapt, a văzut întâmplător emisiunea dumneavoastră, am zis, hai să luăm legătura și să vedem dacă se poate recomanda ceva în cazul meu. După ce am trimis un mail cu toată documentația mea, doamna Bonchiș mi-a recomandat ceaiul de spânz. Și am fost super mulțumit de el. Deci l-am folosit anul trecut în decembrie, am început cura cu el, două cure câte 15 zile, dacă mă amintesc bine. Am înțeles. Ne bucurăm din suflet că aceste produse v-au fost de ajutor. Din păcate nu mai avem foarte mult timp, așa că suntem nevoiți să ne luăm la revedere de la dumneavoastră. Vă dorim sănătate și multă și o zi cât mai frumoasă. Da, și multă sănătate vă doresc. Doamne ajută numai bine, vă mulțumim din suflet. Doamna Ani Bonchiș, și mai avem un minuțel din această emisiune. Unde pot găsi telespectatorii produsele familiei Bonchiș? Pot fi găsite, așa cum a spus, în toate plafarele din țară. Putem fi căutați la Buntej Bihor, unde suntem acasă, și acolo poate să vadă și anumite secrete care unii sunt interesați. Și pe perioada verii suntem prezenți la Eforie Nord cu toată gama de produse la prețuri foarte bune, chiar sub prețurile noastre reale, pentru că nu numai oamenii cu bani merg la mare, ci și cei care au nevoie de mare și de nămol și care vor să-și mențină sănătatea. De aceea prețurile sunt bune, sunt prețuri mici, acceptabile și noi așteptăm cu drag. Așa este, doamna Ani Bonchiș. Dragii mei, cam atât pentru astăzi. Doamna Bonchiș, vă mulțumesc din suflet că v-ați făcut timp să fiți astăzi alături de noi și știți că vă aștept cu mare drag și peste două săptămâni, tot într-o zi de vineri, tot de la ora 17:15. Cu drag. Dragii mei, dumneavoastră, dacă doriți să revedeți această emisiune, o puteți face mâine de la 6:30 la 8, dar și duminică de la 8:30 la 9:10. Eu sunt Lăcrămioara Pralea, vă doresc un weekend minunat și vă dau întâlnire luni, tot la EnuTV, tot de la ora 16:30. Un weekend minunat tuturor! Acest program a conținut plasare de produse.